care vreau să îl prezint. Aveți în mapă procesul verbal de inspecție făcut de direcția arhitect-șef din cadrul Consiliului Județean. Vă citesc numai punctul 1 și punctul 2 de la concluzii. Certificatul de urbanism numărul 55 din 20.04.2006 și autorizația de construcție numărul 28.03.07 din 2006 au fost emise cu nerespectarea legislației în vigoare. Domnilor, Union Impex SRL a fost construit ilegal. Ca atare, datorită acestei situații pe care eu am găsit-o când am venit în primărie, am dat acea dispoziție care era foarte ușor de pus în aplicare dacă nu era condiția de la punctul 2. Dar cum sunt un primar nou venit, toată lumea s-a speriat și s-a făcut palidă, nimeni n-a venit să spună următorul lucru pe care l-aveți scris în punctul 2. În conformitate cu articolul 31 din legea 50/1991, faptele specificate la punctul 1 se prescriu. Deci nu sunt un om care nu respect legea, știam că încă nu-s 2 ani, eu cunoșteam această lege, că pe baza ei am pornit acea acțiune. Legea prevede că după 2 ani se prescrie fapta, deci ca atare acea clădire va putea fi demolată prin hotărâri de Consiliul Local, în sensul că se retrage concesiunea în contextul în care vom face planul, proiectul, pentru asfaltarea străzilor și pentru amenajarea acelei intersecții. Avem în intenții, suntem pe punctul de a găsi o firmă care să ne facă studiul de fezabilitate, să lărgim acea stradă ca să folosim sens, amândouă sensurile, pentru că varianta cu sensul unic pe partea cealaltă mie mi se pare o aberație, din punctul meu de vedere. Dacă specialiștii vor spune că este bine așa, nu trebuie să lărgim strada. E bun acel sens unic. Avem Comisia de Circulație, ați aflat în ființată la nivel de Consiliu, au avut ieri ședință și au stabilit mai multe lucruri. Lucrurile vor rămâne de la sine. Există foarte multe construcții în Pașcani, fără autorizație de construcție, fără certificat de urbanism. Am dat dispoziție la patrimoniu, la serviciul de urbanism, să identificăm toate aceste clădiri și să încercăm să le punem în legalitate. Deci vom respecta legea. Ce prevede legea? Ce prevede legea? Dacă nu are certificat de urbanism, nu are autorizație de construcție, vom vedea ceea ce spune legea. Și mai este un lucru pe care vreau să vă spun. Am cerut și de la finanțele publice, am cerut și de la patrimoniu. Există foarte multe concesiuni, un an, 2, 3, 4, 5, în care nu s-a plătit absolut nimic. Nu s-a construit absolut nimic pe ele și astăzi dimineața am primit o asemenea informare. În conformitate cu legea, dacă a fost terenul concesionat și n-ai construit într-un an de zile sau în doi, o să văd cum prevede legea, nu eu, departamentul din cadrul primăriei, și dacă nu s-au plătit taxele pe teren pe perioada respective, am înțeles că acele concesiuni automat nu mai sunt valabile și cei care doresc va trebui să facă din nou documentația pentru acest lucru. Informarea e publică? Acea situație care ați primit este publică? Poate fi publică. Am jos hârtiile. Așa rețin eu. Da, nu e nicio problemă să anunțăm care societăți comerciale au concesionat și n-au plătit, nu și-au făcut concesiunile. Nu e nicio problemă. De ce să nu fie public? Deci, în felul ăsta, poate îi stimulăm să construiască. Dorința mea este ca toți cei care concesionează chiar să construiască, să facă magazine, societăți, unități de producție, nu e nicio problemă.